Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan. Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi m-am gândit să gătesc și vreau să fac o supă de pui cu găluști din gris. Așa că m-am gândit să vă iau și pe voi împreună cu mine, în călătoria mea de gătit, să vedeți despre ce este vorba și ce am eu nevoie pentru a duce la bun sfârșit această idee pe ziua de astăzi. Haideți cu mine! Așa cum v-am zis, o să fac o supă din pui cu găluști. Și o să am nevoie de carne de pui, legume cum ar fi morcov, ceapă și un pic de ceapă verde. Iar pentru găluștile din gris o să am nevoie de gris, 2 ouă și sare. O să pun mai întâi carnea la fiert cu sare, o să spumez, după care voi pune legumele la fiert. Când vor fi gata, voi pune găluștile din gris făcute cu ou și gris. Și asta va fi tot. Este o supă foarte rapidă și foarte bună. Deocamdată pun carne la fiert cu sare. Am pus oala cu apă pe foc. O să pun sare. Și o să pun carne. Eu am pus aripi de pui și cu spatele de la aripi. Așa cum v-am repetat de atâtea ori, suntem puține persoane în casă, deci nu fac foarte mult. O să lasă de înfiert ca să înceapă să iasă spuma la suprafață, să pot să spumez. Supa mea a început să fiarbă. Am spumat deja. O să pot să pun acum legumele pentru a fierbe și ele împreună cu carnea. Carnea deja fierbe de un sfert de oră. Fiind un pui de magazin, vă dați seama că va fierbe foarte, foarte repede. Așa că o să pun și legumele să fiarbă și ele. Între timp eu am tăiat deja, am tocat legumele. Mie îmi plac legumele tocate în supe. Nu prea mă omor cu legumele întregi. Îmi place să le văd și să le simt în supă. Eu fiind olteancă, nu le fac în alt mod. Așa le-au făcut părinții, așa le fac și eu. În general, ardelenii le pun întregi în supă. Eu așa am văzut acasă, așa am moștenit și fac în continuare. Acum o să las carnea împreună cu legumele să fiarbă. Când vor fi fierte, o să fac și găluștile și o să le pun în supă. Și va mai dura foarte puțin până când va fi gata. Supa mea a fiert destul de mult. O să pregătesc găluștile și o să le pun în supă să fiarbă și ele. Și o să pun 2 ouă. O să adaug foarte puțin sare. Care la fiecare ou trebuie să adaug 3 linguri de gris. Eu am pus 5 linguri până acum și o să văd cum sunt. În bază de cât sunt ouăle de mari, de cum este de fin grisul. E bine să pun mai puțin, dacă o să mai fie nevoie, mai completez. Dacă nu, poate să rămână și așa. Până acum am pus 5 linguri. Mai pun și pe așa. Și o să văd cum este. Să curgă. Să fie ca un terci mai grosuț. Deocamdată las așa pentru 2-3 minute să se umfle
gata, supa mea este aproape gata. O să pun găluștele și o să le fac mici, nu foarte mari, pentru că nu-mi plac mari. Din acest moment le mai las 10 minute să fiarbă cu focul foarte mic, cu capacul pus. Bun, găluștile mele sunt gata, s-au fiert. Acum o să sting focul și o să pun puțină apă rece pe deasupra. Și o să pun din nou capacul și o să le mai las așa, vreo 10 minute. Dragilor, asta a fost tot pe ziua de astăzi. Eu am terminat supa mea de găluști. Sunt foarte bune, foarte pufoase, foarte moi. Supa este extraordinar de gustoasă. Poate că ar fi fost și mai mult de atât dacă aș fi avut mai multe rădăcinoase, cum ar fi rădăcina de pătrunjel sau rădăcina de țelină. Eu aici nu le găsesc acestea. Așa că am făcut din ce am avut. Am făcut din carne de pui, cu aripi de pui, cu spate de pui. Este extraordinar de bun. Dragii mei, asta a fost totul pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut ideea mea, sper că într-o zi o să încercați și voi să vedeți dacă vă ieși la fel de bune cum eu și mie. Vă mulțumesc din nou tuturor celor care mă susțineți, care v-ați abonat la canalul meu. Celor care nu s-au abonat, ca de obicei, îi rog să o facă pentru că este gratis și pe mine în modul acesta mă pot ajuta să merg mai departe, să pot să continui cu canalul meu. Astăzi însă am terminat. Vă doresc să aveți o zi minunată. Vă doresc să rămâneți cu sănătate, să rămâneți cu bine, sper să ne auzim și să ne vedem cât mai curând posibil. Iar până data viitoare, ce pot să vă spun? Rămâneți buni!